Aseară vreau să-mi felicit echipa, este prea un meci de returul campionatului. Ambele echipe jucăm sistem angreate într-o competiție europeană, s-a adunat oboseala, dar pentru noi sunt niște puncte importante care contează acolo în partea de sus a campionatului. Și vreau să felicit și echipa din Târgu Jiu, pentru că pentru ei e prima dată în competiția europeană și le doresc multă baftă. S-a ridicat la nivelul a două echipe care joacă după această partidă? Da, în prima repriză au înscris destul de puține goluri, asta datorită apărării noastre bune. Însă, în a doua repriză s-a văzut altă față a Târgu Jiu. E o victorie mai facilă decât vă așteptați? Nu. Mă așteptam să avem un meci greu. Târgu Jiu este un adversar care luptă până la capăt și își dorește victorie din orice meci, mai ales acasă. Eu le-am urmărit și am trecut, au avut un sezon foarte bun, inclusiv cu meciurile de acasă. Deci eu mă așteptam la un meci greu. Este și o revanșă a voastră după ce s-a întâmplat la Bistrița anul trecut în cupă? Nu, este un alt an, un alt campionat, în tur le-am bătut acasă, nu cred că e vorba de o revanșă. Noi ne-am luat punctele și mergem acasă pentru următorul meci, să ne pregătim pentru meciul de duminică. Mulțumim.